Bine, v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Astăzi avem un episod super special pentru că o să avem bani în Minecraft și nu puțini. Sper că o să fim milionari. Ei bine, s-a adăugat un minereu, se numește Money or, adică minereul de bani. Și practic îl pui frumos în furnal ca pe, nu știu, iron, de exemplu. Și primești bănetul la cash, bănetul gros. După care, cu ajutorul lui, putem face dacă avem nouă... Putem face o mașină, putem face lopată de bani, sabie de bani, armură de bani și așa mai departe. Dar ceva foarte interesant, vă zic, n-am testat harta încă, doar am citit aici, zice că, ci că ar trebui să folosim aceste iteme doar în sensul de a ne juca cu ele, nu să le folosim pe survival. Dacă le folosim pe survival, m-am oșit răznit acum, a început cataclismul, și că dacă le folosim pe survival, le folosim pe propriul nostru risc Și nu știm ce se poate întâmpla Adică putem să, ne, putem să minăm cu, cu pickaxe-ul de bani Și să bubuie harta sau nu știu, orice Hai să vorbim cu uh, miaghiță ăsta, nu știu ce vrea să ne zică Welcome to money, or. hai că citesc eu și vă zic după Să nu vă plictisesc M-a plictisit miaghiță ăsta de n-aveți idee Mi-a povestit ceea ce practic am înțeles noi într-o secundă. Da, bine, Ghiță, o zis, Adam, o zis ceva important, ci asta e casa mea. Ok? Asta e casa mea de... Eu te stau, <laughs> What? Voi vedeți ce are zombală în mână? Primul bloc de bani l-am putea obține chiar de la zombalău, da? O să-mi fie un pic greu să-l bat. Nu nimic, ne batem cu mâinile goale, măi, mâin, pentru primii noștri bani. Uite, fac orice pentru bani. Mă bat cu toți zombalăii Tu te bă de ce? Mă uite-l mă pe ăsta la ce faceți mă de unde veniți oh. Ah. Ok aparent plouă cu blocurile astea Nu mai am nevoie să mă bat cu voi Mă duc și eu acasă să mă bag în jacuzzi spune te rog că există un pat în toată șandra mau asta când nebunezi dacă nu Mă frate e plin de dăstea pe aici Avem și mașini Eu uite -o. asta e chichita mea e chichita Mă frate ăsta e garajul Cum ajung în casă Alo? Ok, pare că pe aici am putea urca. Haide. Let's go. Unde e intrarea în casă? E, ce e intrare în casă? Ne facem noi intrare în casă? Bine, mă. A, ah, era aici. Tocmai am distrus casa și nici măcar n-am văzut-o. Mă, dar unde e un pat? Țin o că e pat aici. Doamne, pat bate joc de mine. Am nevoie de un... Asta nu e casă de bogătani, casă fake de bogătani. Nu poți să n-ai un pat. A, ah, da, mă, stai că bogații nu dorm. Bogații fac bani. Corect. Ba, numai că avem pat. Hai, ne bă Pe bune. Ah, ok. Nu știu ce facem acum. Am ceva lemne pe aici? N-am. Bă, frate. Da, te încolo că mă, mă, stresezi. Vreau și eu să dorm. Dar nu știu unde-s monștri ăștia. Ia, dacă mă pun eu aici, bine? Uite, aici vreau. Hai. Țin te rău, că pot să dorm. Da, toate. Ca orice bogătan, dormim în ploaie. Zim te rog, că trece și furtuna asta că nebunesc. Și vreau să-mi fac și eu primele unelte de bani. Te rog. Hai că am deja 14 oruri. Nu înțeleg de ce naiba mi le spaunează așa și nu mă mai chinu eu, dar na. Știi vorba aia, bogătanul stă pe spate și produce bani. Ia uite, am mai făcut un ban. Nu fac nimic și fac bani. Cum ar veni produc banii pasiv? Nu mai știu să intru. Bă, mă bate casa asta. Apare nu sunt chiar bogătan. Sunt un sărac închipuit. Pentru că nu știu să, să intru nici măcar în casă. Hai, avem un furnal aici. Te rog. Mă uitam după niște căul măcar. Uite-l pe asta Îmi fură mașinile. Bă, avem un furnal nebunesc. Uite, îmi dă tips aici. Oamne, se bate pe aia nu singur. Aici avem furnal. Nu. Înnebunesc. nebunesc. Prieteni, a sosit momentul să-mi părăsesc moșia. Cine vrea, puteți să, pute să vă luați casa asta, să vă spălați pe, ea cu, pe, pe cap cu ea, că efectiv n-am ce face cu ea. E inutilă. Nu știu să o folosesc. De fapt, cred că eu sunt inutil, în casa, dar trecem peste. Ok. Um, avem aici niște lemne și acum trebuie să mergem către primul furnal. Bă, da, o peici. ăștia pe aici. Minereuri de astea de are sens să ne mai cauți Harta e bună, dar implementată puțin greșit. Hai să furăm și noi o mașină, că și așa nu vom mai putea merge pentru mult timp. Și o să încercăm să craftăm chiar și noi o mașină. Ne oprim aici pentru că ceea ce avem noi nevoie este una bucată crafting table. Îl punem frumos aici. Am vrut crafting-ul, ok. Ne facem niște șticuri șticanes și avem nevoie de un pickaxe. Cu pickaxe-ul luăm ceva cable și după asta putem să facem prima micunialtă de bani. Hai să vedem, bam, bam, bam. Avem el pickaxe-os, încă trei blocuri ne despart de primul nostru item și le avem. Dacă vă vine să credeți. Deci, sistemă că nu, Ba da, îmi trebuie. Nu, nu trei. Ne mai trebuie să facem furnalul. Și sunt curios la ce se referiau ei că ci că nu avem voie să folosim decât pentru roleplay. Adică, practic, să nu minezi cu pickaxe-ul uh, de bani. Ceea ce, băi, un pic stupid. De ce n-aș vrea să minez cu el? E un pickaxe. Ăsta e sensul lui. În fine, bun. Avem primul nostru furnal. Bam. Și... Hai să punem astea, dar știi ce mi-ar mai trebui? Hai să mai iau eu uh, un lemn. Mi-ar mai trebui un topor ca să nu mai luăm atât de greu lemnele. Bam, bam, bam. Și avem și primul topores. Hai să luăm cât lemn se poate. Eu zic că momentan ne ajung 6 bucăți suficient. Și avem primul cash ingot, adică primii bani cash cum ar veni sunt ca și cum ar fi bani pe card sau bani în bancă, ceva în stilul ăsta. Dar hai să facem noi bam și punem jumătate. Acum, dacă vrem, putem să facem, spre exemplu, prima lopată, că atât ne permitem și avem lopata de bani. Ia. Yeah. Încercăm să spargem cu ea. Am crezut că se repară. Păi și care e și care e șmecheria. Ne-a luat mare schem. Ok, arată interesant, dar în același timp e... Îi... Băi, mică. Mă, frate, nu arată ca o lopată obișnuită. Sau mi se pare mie. Stați un pic. Vreau să fac armura. Să vedem ce mi dă armura. Dar până una alta, hai să facem o lopată de cabl, de exemplu. Mă, frate, nu arată ca o lopată normală. De ce? Wait, what? Money Shovel Stone shovel Dar n-are nici măcar attack damage E inutilă Ne-am luat schem. Era fain ca atunci când minez cu ea Să-ți dea bani de exemplu sau nu știu, să-ți dea efecte bătut joc de noi Ieși de aici Ok, deci lopata este inutilă Hai să vedem, putem face ciubote? Wait, what? Nu putem? Sau nu știu eu Să le craftez money a, ah, există doar ăstia și atât. Pe măcar hai să facem uh, armura, să vedem care e treaba cu armura. Bam, și avem primul chest plate. Și în 3 2 1, boom. Bam. Bă, mă face full. Ok, asta e tare. Iaute cu blink, blink cu acolo la gât. Iaute mă, barbașan de barba. Ok. Asta e ciudat. Dar măcar îmi vedeți și mie blink blinku Dacă măcar poți aplaud. Asta arată super cursed. Zici că sunt Iron Man și ies din costumul meu. Ok. Asta funcționează cât de cât. <laughs> și aici îmi fuge armura într-o parte. Bun. Uh, hai să vedem ce s-a mai produs pe aici. Avem încă 7 cash ingots. Marea mea curiozitate îi uh, să facem pickaxe-ul, de fapt știi ce, cred că o să facem efectiv toate Pentru că mai putem face sabie care nu știu cât de OP îi uh, Mai luam, a ah, da stai, mi îmi lipsesc doar sticurile atât, ok A ah, da și voiam să mai craftez și o mașină, deși avem una, sunt curios dacă îmi dă alta, nu știu, doar așa de test uh, Vreau pickaxe-ul neaparat, așa Aș dori și toporul, de ce nu? Suntem milionari imediat. Măi, dar armura asta ce mi dă? A, se pune pe cap. Chest plate-ul se pune pe cap. N-are nicio logică harta asta. Ok. Totuși avem 4 uh, patru din astea de bani. Și mi-ar mai lipsi toporul. A, n-am sticuri pentru topor. Hai, mai băgăm, vedem un șticanes și... Bă, s-o făcut noapte și naiba. Uh, și băgăm toporul. Acum mai aștept puțin să facem rost de 9 cash ingots, îmi fac mașina și mergem să vedem ce puteri are pickaxe-ul, măcar dacă putem, spre exemplu, să luăm uh, diamante. O să caut diamante și testăm, poate, nu știu, îmi dă diamante duble, triple. Vedem. Cam asta ar trebui să facă, sincer. Am făcut două topoare din greșeală. Scuzele mele, mă ceartă chat de Petrovo. Apropo, vă așteptăm și pe voi pe live-uri pe Trovo primul link din descriere, mare follow și o să primiți mereu notificațion. Na bun, cred că între timp s-a întâmplat, ok, avem 8, mai punem să se facă încă unul. După ce se face acest bănuț, putem să ne facem mașină, le comparăm puțin, iar după merg să testez uh, pickaxe-ul. Deși, hai că putem testa măcar toporul. Băi, inutil. Băi, toată toporul inutil. Da, am înțeles. Probabil și pickaxe-ul este, dar măcar îl testăm. Ne urcăm în mașiniță, o ferim puțin și hai să vedem. Avem, bam, 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 supercar. Aia o fi tot supercar, aflăm acum. Hop! Uh, bo, da, 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 e identică, dar o iau pasta asta că e albastră. Și băgăm puțin speed pe aici și a... Mă... Am crezut că o pierdem. Măcar avem mașină, ia uite mă pe mine, Golan la volan, ce zici toati? Bă, așa ca, ca design, ca aspect arată super șmecher. Numai că ar fi fost drăguț să-i adauge o utilitate mai mare. Că mi se pare destul de, am pierdut mașina, destul de inutil. Mașina e utilă, nu zic de mașină. Armura, să zicem că e utilă, că arată fain. Dar astea alte sunt chiar numai pentru roleplay Dar zicea că folosești pe propriul tău risc Credeam că acolo se referă că ar fi un secret Asta m-a făcut pe mine să cumpăr harta Însă ne-am luat un mic jumătate de schemă, așa să zic Dacă tot s-a făcut noapte, hai să testăm 2-3 Bă, 2-3 Mă, moare relativ Ok Adică sabia pare destul de puternică. Hai să vedem, de exemplu, cu toporul, din câte hituri. 1, 2, 3, 4, 5. mă, vezi că sabia e super OP. Adică, mă, m-au făcut super curios acum, n-am ce face, îmi pare rău. Facem repede crafting-ul, îl punem aici 5 șe și hai să facem o sabie de stone, de exemplu. Ok, dacă nu moare zombiul din 3 hituri cu sabia de stone, Sabia chiar e bună. 1, 2, 3, 4. Bă. Chiar e bună sabia. Cred că e echivalentul unei săbi de iron. mani sword asta. Ceea ce să știi că e chiar OP. E bine. Let's go. M-am chinuit să caut diamante și toate cele, dar nu apar. Am găsit doar cupru. Ar trebui să funcționeze și pe cupru. O să vă dau un mic spoiler din greșeală. Am vrut să minez cu el în jos și cel puțin pe cobblestone. Cre cred că e cel mai slab item dintre toate itemele de bani. Da. Probabil pe cupru se întâmplă la fel. Bă, nici măcar nu mi l-o dat. Wait, what? L-am distrus? Deci e ca și cum n-am nimic în mână. Stai că nu pot să înțeleg asta. Da. Ok, se pare că mi-am luat mare, mare schem la faza asta, dar pot să zic, mașina îmi place, sabia îmi place mult și cam atât. În rest, abada și armura îmi place foarte mult cum arată cu blink bling ăla acolo. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de butonul blană de like dacă vreți și voi să aveți o armură din asta de bogătani cu lanț din asta de bogătani. Ne vedem în episodul următor, sper că v-a plăcut, toate cele bune, șpa,